Prețul grâului a luat-o la vale în cursul ultimelor săptămâni, iar această tendință nu pare că se va opri prea curând. Chiar dacă mai este încă marfă pe stoc, se spune că majoritatea statelor și-au asigurat necesarul de consum și își îndreaptă acum atenția către recolta nouă. Potrivit unei analize prezentate de Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul grâului în portul Constanța se află în jurul valorii de 275 euro pe tonă. În piața fizică, grâul a scăzut și mai mult. Există cotații cuprinse între 275 și 277 euro pe tonă în portul Constanța, pentru simplul motiv că Rusia este în continuare cea care dă tonul și marchează cadența vânzărilor de grâu în bazinul Mării Negre. Cerere prea mare nu este în acest moment din punct de vedere al destinațiilor tradiționale în ceea ce privește grâul din recolta veche. Uniunea Europeană în ansamblu a ajuns la un nivel de vânzări de peste 18 milioane de tone în sezonul 2022-2023. Grâul este încă suficient în piață, vânzările se vor desfășura cu anumite lentoare și prețul este penalizat, a precizat Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole. În ceea ce privește prețul pentru recolta nouă, se observă și aici o mică tendință de scădere, însă fermierii sunt îndemnați să-și asigure o parte din marfă prin contracte forward, astfel încât să nu sufere din cauza unor prețuri și mai mici în momentul recoltării. Există o tendință de scădere. Un nivel de preț de maximum 240 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța în perioada iulie. Se vede bine recolta europeană, se vede bine recolta rusească. Ucraina va avea un minus de 5-6 milioane de tone, dar va fi compensat de Uniunea Europeană. Identic peste Atlantic, recolta americană stă bine în acest moment, a mai subliniat Cezar Gheorghe.